Vorbim astăzi despre iad. O învățătură urâtă, neplăcută prin conținut și urâtă de mulți oameni din cauza conținutului. Nu prea avem cântări despre iad. Nu știu dacă ați remarcat, cântările din după masa aceasta au fost despre rai. Raiul ne place, nu-i așa? Cântăm despre rai, e frumos să cântăm despre rai, dar nu prea găsim cântări despre iad. În vremurile în care le trăim, în anumite părți, chiar e considerat abuz să le vorbești oamenilor sau mai grav copiilor despre iad. Nu prea vorbim despre iad. Sunt predicatori care nu vorbesc deloc despre iad. Se feresc în mod intenționat de subiectul acesta. Sunt culte creștine, între ghilimele, pseudo-creștine, care chiar neagă existența iadului și vin cu argumente împotriva iadului, culmea din Biblie. Într-o cultură în care păcatul nu-i doar acceptat, ci chiar ridicat la rang de cinste și socotit ca fiind bun, nu-i de mirare că oamenii resping iadul. Iadul e pedeapsă pentru păcat. Astăzi practicăm toleranța față de păcat. Totul trebuie tolerat, mai puțin intoleranța. Într-o astfel de societate e oarecum logic și normal ca iadul să fie deconectat. Să fie o învățătură urâtă de mulți. De ce este importantă învățătura aceasta despre iad? Și cât de importantă este ea? Aș vrea să privim la câteva aspecte, răspunzând la întrebarea noastră. De ce este importantă învățătura despre iad? În primul rând, este importantă pentru că Scriptura o afirmă clar și în repetate rânduri. Tot ceea ce Scriptura afirmă clar și în repetate rânduri, este important pentru noi ca și credincioși. Este o învățătură esențială, nu una secundară. De asemenea, este importantă învățătura despre iad pentru că se leagă în mod logic de mântuirea noastră. Ce înseamnă mântuire? Salvare, adică scăpare. Păi de la ce ne-a scăpat Dumnezeu? De la iad. Ne-a mântuit din pedeapsa veșnică. Ne-a scăpat de iad. Să spui că tu crezi în mântuire și accepți mântuirea, dar nu crezi în iad, înseamnă să nu știi ce vorbești. Hristos a venit ca să ne salveze de iad. Sigur, putem să punem problema în termeni diferiți, de mânia Tatălui. E corect. Doar că mânia Tatălui, adică reacția unui Dumnezeu sfânt față de păcat, conduce în mod inevitabil la pedeapsă. Și pedeapsa pentru păcat este iadul. Putem să spunem că Domnul Iisus Hristos ne-a salvat de pedeapsa pentru păcatele noastre, dar tot la iad ajungem. Pentru că pedeapsa pentru păcatele noastre, mânia Tatălui din ceruri, este iadul. Se concretizează în învățătura despre iad. Unii au încercat să modifice această idee a faptului că Iisus Hristos a venit să ne salveze de iad. Și au spus diverse lucruri, precum Domnul Iisus a venit să ne salveze dintr-o viață lipsită de scop. Sau a venit să ne salveze din disperarea noastră. Sau a venit să ne salveze de neputințele noastre. Și sigur că parțial, e adevărat și lucrul acesta. Doar că nu ăsta e scopul principal pentru care Hristos a coborât. Și nu asta este salvarea esențială, fundamentală pe care Hristos ne-a oferit-o. Iisus a venit în primul rând pentru ca să ne salveze de iad. Și apoi, bineînțeles, ca și efecte secundare, benefice pentru noi, sunt și celelalte salvări. Din neputințe, din slăbiciuni, din lipsa de scop și așa mai departe. Însă Biblia spune clar și Mântuitorul de asemenea că a venit pentru ca să ne salveze de iad. Dragii mei, dacă iadul nu există, Hristos nu trebuia să vină și de fapt a venit degeaba. Dacă iadul e o invenție, dacă iadul este o minciună, cum spun unii oameni, atunci Hristos nu avea sens să coboare, să sufere. El a suferit pe cruce, așa cum am văzut și la sărbătoarea morții și învierii sale. Și suferința Domnului nostru a fost o suferință enormă, imensă, infinită, care echivalează cu toată suferința iadului. N-avea sens ca Mântuitorul să vină, să se întrupeze și să moară pentru noi cu o moarte atât de cruntă și să suferi o suferință spirituală, în primul rând, atât de intensă, dacă iadul nu este o realitate. Apoi, învățătura aceasta mai este importantă și pentru că Iisus a predicat foarte mult despre iad. Foarte mult a vorbit despre iad, mai mult decât despre rai. De două ori mai mult a vorbit Domnul nostru despre iad decât despre rai. Da?
Domnul nostru este și a fost un predicator al iadului. Încă din prima sa predică, predica de pe munte, Matei 5, dacă veți urmări cu atenție acel capitol foarte bogat, de mai multe ori face trimitere la iad, la pedeapsă veșnică, la ghenă și așa mai departe. De ce trebuie să-i chemăm pe oameni la pocăință? Dacă cineva te-ar întreba, pe tine care mă asculți, de ce trebuie să mă pocăiesc, ce ai răspunde? Am putea să-i spunem și să răspundem în multe feluri. Am putea să-i spunem că trebuie să te pocăiești pentru ca să ai ridicată povara păcatelor. Și omul s-ar putea să spună, n-am nicio povară. S-ar putea să aibă cugetul atât de tăbăcit, conștiința atât de leșinată încât e moartă, încât să spună, nu simt nicio povară. De ce să mă pocăiesc? Povara păcatelor. Ce e aia? S-ar putea să-i spui pentru ca să fii liber față de păcate. Expresii frumoase din Biblie. Și el îți va spune, eu mă simt mai liber ca niciodată. N-am nicio strânsoare. Nu mă simt prins de nimic. Mă simt liber, va spune omul nostru. S-ar putea să-i spui să vii la pocăință pentru ca să ai un scop în viață. Și el îți va răspunde, am mai multe scopuri în viață. Și sunt frumoase și sunt bune pentru mine și mă lupt pentru ca să le îndeplinesc. S-ar putea să-i spui pentru ca să simți iubirea lui Hristos, un lucru frumos pe care noi îl cunoaștem, dar ei nu. Și pentru că nu-l cunosc, vă spune, nu mă interesează iubirea lui Hristos, am parte de iubirea altor oameni. S-ar putea să-i spui să vii la pocăință pentru ca să ai parte de o comunitate de oameni care te iubesc, care te ajută. Și el îți va spune, am deja prieteni, am familie, nu mă interesează, nu-mi trebuie. Vedeți, oferind răspunsurile acestea, îi dăm ocazia celui cu care stăm de vorbă să vină cu alternative întotdeauna. Toate aceste lucruri pe care le-am enunțat sunt bune, sunt adevărate, sunt frumoase, dar omul nemântuit nu le pricepe, nu le înțelege, pentru el e chineză. Degeaba îi spui, hai la Hristos. Noi folosim de multe ori termeni și expresii ambigue, care n-au niciun înțeles pentru cei din afară, hai la Hristos. Ce înțelege un om care n-a citit în viața lui Biblia, hai la Hristos? Nu trebuie să-i spui, tu trebuie să te pocăiești de păcatele tale. Și când te întreabă de ce, răspunzi și unul singur. Dacă nu te pocăiești, pieri. Pedeapsa lui Dumnezeu e peste tine și vei sfârși în chinuri veșnice. Asta e răspunsul corect. Ce răspuns unui copil de câțiva anișori care te întreabă dacă e voie sau nu să pună mâna pe sobă când aceasta arde? Ce-i răspuns? Nu-i voie. Și dacă te întreabă de ce, ce-i zici? Îți decolorează culoarea pielii? Asta e răspuns. Nu pune mâna pe sobă că te arzi. E simplu. E evident. Asta e răspunsul corect la întrebarea de ce trebuie să mă pocăiesc. Sigur, personajul nostru imaginar ar putea să aducă și aici obiecții și să spună nu cred în iad. Dar observați că deja răspunsul acesta implică necredință. El nu mai vine cu alternativă. Când îi spui trebuie să te pocăiești că altfel vei pieri în iad, el s-ar putea să spună nu cred. Și atunci deja e problema lui. E necredință. E implicat un act deliberat de necredință în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. E bine ca oamenii să se pochească de frica iadului? Ce spuneți? Nu? Da? Părerele sunt părțite, nu-i rău. Fratele Cherejii ne-a învățat să răspundem depinde de multe ori. Haideți să privim într-un text din Scriptură. Fapte 17 de la 30 la 31. Pavel predică în Atena. Și le spune în felul următor. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Asta e porunca. De ce poruncește tuturor oamenilor ca să se pocăiască? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Adică veți fi pedepsiți. Veți sfârși în iad dacă nu vă pocăiți. Dumnezeu vă poruncește să vă pocăiți. Trebuie să vă pocăiți pentru că altfel pieriți. E simplu. Deci, răspunsul este da. E bine ca oamenii să se pocăiască de frica iadului, dar trebuie să mai adăugăm ceva aici. Evanghelia, deși începe cu pedeapsa, cu mânia lui Dumnezeu, cu iadul, trebuie să continue și cu soluția, cu dragostea lui Dumnezeu. Când le predicăm oamenilor iadul, nu trebuie niciodată să ne oprim la iad.
Pentru că și Pavel, după ce în primele capitole din Romani, cea mai sistematică prezentare a Evangheliei lui Hristos, după ce începe cu mânia lui Dumnezeu, cu pedeapsa lui Dumnezeu, cu iadul care îi așteaptă pe toți necredincioșii, trece mai departe și vine să explice dragostea, lucrarea lui Dumnezeu. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă legea, pe care o dă fără lege Dumnezeu, prin credință și așa mai departe, și dezvoltă. Deci oamenii trebuie să știe despre iad, trebuie să se teamă de iad și trebuie să vină la pocăință ca să nu piară, ca să nu ajungă în iad. Sigur, mai departe trebuie să le vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, că dacă le predici doar despre iad, pocăința lor s-ar putea să nu fie o pocăință autentică, o pocăință reală. S-ar putea să se teamă doar, dar să nu știe în ce să creadă. Să nu știe care e conținutul credinței. Și pocăința fără credință nu are nicio valoare, la fel cum și credința fără pocăință e moartă. Bun. Deci, învățătura despre iad este esențială. Este importantă. Trebuie să o afirmăm, chiar dacă e ne la mod astăzi mai mult ca niciodată. Ce spune Biblia despre iad? Sunt multe texte, am selectat doar câteva, pe care le vom observa și practic vom recapitula ceea ce noi cunoaștem, cred, aproape în întregime. Iadul este locul de pedeapsă eternă și conștientă pentru toți necredincioșii. Iadul este un loc, nu știm unde va fi, dar este un loc, un spațiu, fizic, așa cum vom vedea. Pedeapsa îi veșnică, îi eternă, suferința e fizică, spirituală și psihică și o suferință conștientă, nu inconștientă. Suferința va fi veșnică. Multe texte avem în sprijinul acestei afirmații. Matei 25 cu 46 spune în felul următor. Și aceștia, da, ca și o concluzie la ceea ce a spus Domnul nostru, vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Dragii mei, dacă viața e veșnică, și pedeapsa e veșnică. Dacă pedeapsa nu e veșnică, nici viața nu e veșnică. Cele două sunt în contrast. Da? E un paralelism care e în contrast. Marcu 9 cu 43. Observați ce spune Mântuitorul într-o predică din Evanghelia după Marcu. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghenă, în focul care nu se stinge. Domnul folosește imaginea ghenei, care era o groapă de gunoi în Ierusalim, în afara cetății, unde în vechime s-au adus jertfe păgâne lui Moloch, au fost arși copii, și unde în vremea Mântuitorului se aruncau trupurile moarte ale răufăcătorilor și ale animalelor necurate. Dar Domnul ia exemplul acesta, ghenă, groapa de gunoi a Ierusalimului, pentru ca să vorbească despre ea. Evident că în focul ghenei din Ierusalim, focul se stingea până la urmă. Însă Domnul nostru se folosește de imaginea aceasta ca să prezinte cum va fi iadul. Focul care nu se stinge, un foc care arde veșnic. Nu știm de unde va avea combustibil veșnic, dar va arde veșnic. Tot în pasajul acesta, Marcu 9 cu 48, o altă imagine, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. E clar, e indiscutabil, e un foc care nu se stinge. Apocalipsa 20 cu 10. Diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Este o suferință fără sfârșit, eternă, veșnică. Acum, unii vin și spun în felul următor. Focul ăsta nu-i veșnic. Focul ăsta, spun ei, e focul pe care Dumnezeu îl pregătește la final pentru distrugerea pământului nostru despre care vorbește Petru în prima sa epistolă. Și pământul actual, spune Petru, este păstrat pentru ziua judecății când va fi distrus prin foc. Și spun ei, păi va fi distrus pământul nostru prin foc, dar focul acela își va face treaba de a distruge și se va termina. Mai că nu-i vorba de același foc. Oamenii aceștia caută în mod intenționat să distorsioneze Scriptura și să introducă înțelesuri false în anumite texte. Ei combină niște focuri care sunt diferite. Focul prin care Dumnezeu va distruge planeta noastră, pământul nostru, nu este focul veșnic al iadului. Da? Este un foc prin care Dumnezeu va distruge, la fel cum apa potopului a distrus la un moment dat pământul nostru și a resetat întreaga umanitate. Bun. Suferința celor care vor ajunge în iad, de asemenea, va fi una conștientă. Da? Vor fi conștienți oamenii. Matei 25 cu 30. Acolo Domnul nostru vorbește în felul următor. Când vorbește despre pilda talanților, iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.
Când vorbește de plâns, de scrâșnirea dinților, acestea sunt regrete. Regretul este o suferință conștientă, nu inconștientă. Pentru că sunt unii care vin și spun, păi o fi suferință veșnică, dar e inconștientă. N-are sens. Luca 16, 24, apelăm la pilda bogatului și Lazar, o pildă foarte relevantă pentru discuția noastră. Și a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Este un chin conștient. Tot în pilda aceasta, 16 cu 28, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. În pilda bogatului și Lazar, locul de chin e iadul, dragii mei, nu e altceva. Și zânul lui Avram e raiul, nu sunt alte lucruri. Nu sunt niște locuri intermediare. Acolo e vorba despre iad și despre rai. Chinul veșnic, chinul acesta de nesuferit este chinul iadului. De asemenea, din iad nu se poate scăpa. Luca 16 cu 26. Pe lângă toate acestea, îi spune Avram, între voi și între noi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Iadul a fost pregătit inițial pentru îngerii care au căzut, pentru demoni. Ei au căzut înaintea oamenilor. Da? Ei sunt cei care s-au răzvrătit inițial în frunte cu diavolul, cu Satan, cu Lucifer. Matei 25 cu 41, Domnul nostru le spune în felul următor. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Este pentru ei în primul rând, dar acolo vor ajunge și oamenii care nu se pocăiesc, oamenii care nu vin la credință. Suferința de asemenea, așa cum am spus, deja va fi fizică, spirituală și psihică sau mentală. Am văzut în textul nostru, toți vor învia, dragii mei, și necredincioșii vor învia. Asta spune Mântuitorul. Unii pentru viață veșnică, alții pentru judecată. Toți vor învia, dar vorba lui Pavel, fiecare la rândul cetei lui. Și necredincioșii vor primi trupuri noi, nu de slavă, ci de ocară. Vor învia, toată umanitatea va învia, fiecare la rândul cetei lui. Dar suferința va fi fizică, spirituală și mentală. Suferința se pare că va fi diferită în intensitate de la om la om. Pentru că Domnul nostru, la un moment dat, când privește la cetățile Israelului, spune în felul următor, vai de tine, Horazine, vai de tine, Betsaido, la judecată va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora decât pentru voi. Căci dacă s-ar fi făcut în Sodoma și Gomora minunile care s-au făcut în voi, de mult s-ar fi pocăit. Pentru că tot Domnul nostru spune, cui s-a dat mult, i se cere mult. În așa fel încât cei care au avut privilegii extraordinare, cum au fost farisei, evrei din vremea Mântuitorului, sau cei care cresc cu Scriptura în casă, aud cuvântul și tot îl resping, se pare că vor suferi mai mult în iad, de o intensitate mai mare. Acum, în mare cam aceasta este învățătura despre iad. Și asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Noul Testament, sunt mențiuni, referiri și în Vechiul Testament, doar că Vechiul Testament amintește și lămurește puțin chestiunea iadului și a raiului. Pentru că revelația în Scriptură e progresivă. Dumnezeu a adăugat informație odată cu trecerea timpului și revelația a culminat, practic, cu Domnul Iisus Hristos și cu Sfinții Apostoli. Domnul nostru a lămurit mai în detaliu cum stă treaba cu raiul și cu iadul. Dar și Vechiul Testament vorbește despre aceste realități. Acum, care sunt obiecțiile pe care mulți oameni le aduc împotriva acestei învățături? Și mulți dintre, așa zis, și creștini se împotrivesc categoric față de doctrina aceasta. Prima obiecție și probabil cea mai întâlnită este următoarea. E prea mare pedeapsa. E prea mare pedeapsa. De ce ar pedepsi un Dumnezeu iubitor oamenii în felul acesta? Ați auzit obiecția aceasta? Probabil chiar v-ați gândit la ea. Eu m-am gândit la ea. E o întrebare până la urmă legitimă. De ce ar pedepsi un Dumnezeu iubitor oamenii în felul acesta? Pentru că Dumnezeu nu e doar iubitor, ci e și drept și sfânt. Iar sfințenia Lui depășește cu mult capacitatea noastră de înțelegere. Da? Ca să înțelegem de ce ar pedepsi Dumnezeu oamenii în felul acesta, trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeul Scripturii, nu pe Dumnezeul pe care ne-L prezintă unii sau alții. Intensitatea unei pedepse este dată de gravitatea faptei. Lucrul acesta e de bun simț. O femeie sau un bărbat care fură o găină nu-i pedepsit la fel de mult ca un bărbat care comite o crimă, sau cel puțin n-ar trebui.
În țara noastră lucrurile scam pe dos de multe ori. Dar intensitatea pedepsei trebuie să fie dată de gravitatea faptei. E logic. E normal. Acum, întrebarea e în felul următor. Cât de grav este păcatul înaintea lui Dumnezeu? Cât de grav este păcatul înaintea lui Dumnezeu? Noi nu putem răspunde niciunul. Nu putem înțelege pe deplin gravitatea păcatului în fața lui Dumnezeu, pentru că nu suntem Dumnezeu. Noi suntem limitați și suntem afectați, la rândul nostru, de păcat. Mintea noastră e afectată. Nu înțelegem cât e de sfânt Dumnezeu. Și pentru că nu înțelegem cât e de sfânt Dumnezeu, venim cu astfel de obiecții. Avem impresia că Dumnezeu e ca noi oamenii, îngăduitori, toleranți, dar Dumnezeu nu e om. Dumnezeu e creator. Când Scriptura spune că Dumnezeu e sfânt de trei ori sfânt, Scriptura se referă la faptul că sfințenia Lui este infinită. Sfințenia Lui fiind infinită, pedeapsa pentru greșeli, pentru păcate, este de asemenea infinită, pentru că gravitatea păcatului în fața lui Dumnezeu este infinit de mare. Noi nu ne putem imagina lucrul acesta, dar trebuie să-L credem, pentru că asta spune Scriptura. Noi nu cunoaștem acum dimensiunea reală a păcatului înaintea lui Dumnezeu. Ne gândim de multe ori din perspectiva noastră de oameni limitați. Nu putem înțelege pe deplin cât de grav este păcatul în ochii lui Dumnezeu. Un autor spunea în felul următor: păcatul împotriva Creatorului este îngrozitor într-o măsură care depășește cu mult puterea imaginației noastre, care este și ea păcătoasă. Repet, păcatul împotriva Creatorului este îngrozitor într-o măsură care depășește cu mult puterea imaginației noastre, care este și ea păcătoasă. Dacă avem o gravitate infinită, e logic și normal să avem o pedeapsă infinită. De asemenea, păcătoșii în iad nu se vor pocăi niciodată. De ce? De ce nu pot? Nu știm cu precizie, dar știm că nu se vor pocăi niciodată. Vor continua să-L urască pe Dumnezeu și încă cu o ură mai mare decât cea de pe pământ. Vor continua să fie răzvrătiți. Păcatul nu va înceta niciodată în iad. Și pentru că păcatul nu va înceta, și pedeapsa de asemenea nu va înceta. E foarte arogant din partea noastră a oamenilor să-i spunem lui Dumnezeu că El greșește când îi trimite pe oamenii în iad. E foarte arogant și greșit să-i dăm noi lecții și să-i spunem că ar trebui să fie mai îngăduitor. Dar cine suntem noi să vorbim despre Dumnezeu? Cine ești tu, omule, spune Pavel la un moment dat, să-L iei la rost pe Dumnezeu? Tu, creatură limitată, tu care ești lut, să-i spui olarului cum trebuie să gândească. Este o doză mare de îngânfare în mintea și în sufletul celor care spun astfel de lucruri despre Dumnezeu. Cine ești tu să dai astfel de sfaturi Creatorului Universului? În primul rând, nu-L cunoaștem cum trebuie pe Dumnezeu. Nu înțelegem cât e de grav păcatul în ochii Lui. Acum, oamenii au încercat să respingă învățătura aceasta din Scriptură și să o schimbe, și pentru a o respinge au trebuit să inventeze lucruri noi, care nu sunt din Scriptură. Și cea mai cunoscută doctrină eretică care neagă iadul este doctrina anihilaționismului. Așa se numește, anihilaționism. Ce înseamnă anihilaționismul? Înseamnă că, spun oamenii aceștia, necredincioșii, după ce vor suferi o vreme, într-adevăr, după moarte în iad, vor fi anihilați. Adică vor trece în starea de inexistență. Unele creaturi, spun ei, sunt veșnice, oamenii, adică cei credincioși, dar cei necredincioși, pentru ca să respingă iadul, trebuie să inventeze lucrul acesta, vor fi anihilați după ce vor suferi o perioadă diferită în funcție de gravitatea păcatelor lor. Sigur că învățătura aceasta este complet străină de Scriptură. Dacă ar fi fost adevărată, apostolii și Iisus Hristos ar fi afirmat-o clar, pentru că era cunoscută în anumite culte păgâne și filozofii grecești în vremea respectivă. Dar cuvântul lui Dumnezeu nici vorbă să susțină așa ceva. Așa cum am observat deja, învățătura aceasta a anihilaționismului merge mână în mână cu pedeapsa limitată. Unii oameni vor suferi o vreme și apoi, în funcție de păcatele lor, probabil Hitler și Stalin vor suferi cel mai mult, dar alții mai puțin, și într-un final Dumnezeu îi va anihila pe toți. Acum, ei caută să se folosească de Scriptură atunci când avansează teoria aceasta. Și merg în mai multe versete. Noi vom lua doar două. În primul rând se duc în Matei 10:28. Un verset pe care l-am văzut de dimineață și care sună în felul următor: nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Ei spun ei, în
versetul acesta, acel să piardă s-ar referi la anihilare, la distrugere totală. Să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Acum, avantajul nostru astăzi e că avem acces la manuscrisele vechi, avem erudiți care studiază limba în care a fost scrisă Noul Testament, limba greacă, și cunoaștem uzanța verbului folosit în limba originală aici. Verbul să piardă este verbul apoliumii. De aici avem apolium sau abadon în Apocalipsa, care este îngerul distrugerii. Da? Verbul în limba greacă este apoliumii. Acest verb apare des în Noul Testament, de mai bine de 80 de ori. Și ne este de folos să privim puțin, în mare, la cum folosesc autorii Noului Testament acest verb, pentru ca să înțelegem următorul aspect. Da? În primul rând, tot Matei îl folosește în capitolul 1, când vorbește despre Irod, care a trimis să omoare pe toți pruncii. Acel să omoare îi efectiv apoliumii, da? Să omoare. Când zice să omoare, nu se referă la să-i anihileze pe toți pruncii, da? Ci să-i omoare. Matei 8:25, acolo avem un pasaj în care ucenicii erau în corabie cu Domnul Iisus Hristos, Domnul dormea, se stinește furtună și la un moment dat ucenicii strigă: Doamne, scapă-ne că pierim. E același verb, apoliumii, scapă-ne că pierim. Nu se referă scapă-ne că suntem anihilați. E clar că se referă, murim, ne necăm aici, pierim. Avem pilda cu vasele de vin care se sparg, cu burdufurile noi. Nimeni, spune Mântuitorul, nu pune vin nou în burdufuri vechi, pentru că acestea s-ar sparge. E același verb care l-am amintit, apoliumii, da? S-ar sparge, nu s-ar anihila burdufurile. Avem pilda cu banul pierdut, o femeie care își pierde banul, e același verb, apoliumii. Avem relatarea din Fapte, unde Simon Magul vrea să cumpere puterea Duhului Sfânt cu bani. Și ce îi spune Petru? Banii tăi să piară împreună cu tine. E același verb apoliumii. Ori de câte ori privim în Noul Testament, verbul acesta niciodată nu-i tradus cu sensul de anihilare, de distrugere totală. Oamenii aceștia greșesc în mod intenționat, falsifică înțelesul unui verb din Scriptură pentru ca să-și susțină teoria. Verbul acesta nu înseamnă nicăieri în Noul Testament distrugere, eradicare totală. Verbul are un înțeles larg, poate să însemne omorât, pierdut, înnecat, spart sau distrus. Dar atenție, e vorba de o distrugere în sensul că nu mai e bun, nu mai poți folosi la nimic. Nu e vorba de o distrugere în sensul de anihilare, ci de faptul că s-a stricat, s-au spart burdufurile, s-a distrus. Verbul acesta nu înseamnă niciodată ceea ce acești oameni spun că înseamnă. Mai apelează ei la Filipeni 3:19, unde practic avem același verb în limba greacă. Sfârșitul lor, spune Pavel, va fi pierzarea, e tot apoliumii. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Acum, argumente împotriva acestei poziții, acestei teorii a anihilaționismului sunt multe. În primul rând, dacă ne uităm în Matei 26:24, acolo Domnul nostru vorbește despre trădătorul Iuda și când se referă la soarta lui, spune în felul următor: negreșit fiul omului se duce după cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Cine este ăsta? Iuda. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. De ce oare? De ce? Pentru că îl așteaptă anihilarea, nu? E, nu, dacă îl așteaptă anihilarea, să fie sănătos, vorba românului. N-are niciun sens ca Domnul să spună astfel de cuvinte despre Iuda. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut dacă s-ar fi referit la anihilare. Apoi, chiar și după standardele noastre umane, standarde care sunt pervertite, care sunt slabe, dar chiar și după standardele noastre umane, găsim în istorie oameni atât de răi, atât de păcătoși, atât de nenorociți, încât ar fi nedrept pentru Dumnezeu să nu-i trimită în iad. După standardele noastre, spun. Și dacă sunteți interesați de istorie, avem istoria recentă, cele două personaje clasice, citiți despre Hitler, citiți despre Stalin. Oamenii aceștia, când citești cât de grozavi au fost în răzvrătirea lor, în crimele lor, în împotrivirea lor, îi drept iadul pentru ei. Și asta e după standardele noastre. Da, pe după standardele lui Dumnezeu, așa cum am văzut, în care orice păcat este de o gravitate infinită. Avem apoi, cu privire la teoria aceasta a anihilației, avem o problemă de logică. Problemă de logică gravă, la care cei care o susțin nu se prea gândesc. Dacă oamenii ar trebui să fie pedepsiți, spun ei,
într-un interval limitat de timp și nu veșnic, da, în funcție de cât de păcătos a fost fiecare, atunci nu înțelegem de ce după ce și-au ispășit pedeapsa, sunt anihilați și nu merg în cer. Păi dacă și-au ispășit săracul pedeapsa 1000 de ani în iad, lasă-l în rai, nu? După mintea noastră. Dacă asta înseamnă pedeapsă limitată, cum ne spun ei, atunci de ce îi anihilează Dumnezeu? Mai bine ar fi să îi primească în rai. De ce nu li se dă voie în rai? Nu pot să răspundă susținătorii acestei teorii, pentru că nu se prea gândesc. Oamenii ar prefera, de asemenea, și ușor să înțelegeți de ce, ar prefera mai degrabă să fie anihilați decât să se pocăiască. Credeți lucrul acesta? Oamenii ar prefera să fie anihilați decât să se pocăiască. Anihilaționismul este, de fapt, o minciună diabolică care îi împiedică pe oameni să se pocăiască și îi împinge să trăiască în continuare în păcat. Ateii sunt toți anihilaționiști, pentru că ateii sunt materialiști. Pentru ei totul este aici și acum. Moartea înseamnă anihilare. Aici e totul. Oamenii preferă mai degrabă să piară decât să se pocăiască, să piară în sensul de anihilare. Dragii mei, iadul este o realitate. Este un loc de chin, veșnic și conștient. Un loc în care vor merge toți necredincioșii. Lucrul acesta este clar afirmat de Scriptură, predicat de Mântuitorul și de apostolii săi. Nu avem dreptul să evităm subiectul sau să îl modificăm pentru că nu ne convine nouă. Mai degrabă să ne rugăm lui Dumnezeu să ne schimbe mintea ca să înțelegem de ce lucrurile stau așa cum stau. Punem câteva întrebări și ne apropiem de încheiere. Putem considera o persoană care nu crede în iad ca fiind creștină? Sau frate de credință cu noi? Acum, până la urmă, Dumnezeu știe cine e creștin și cine nu e creștin. Da? Inima omului e atât de înșelătoare încât poate să afirme una și să creadă alta. Sunt oameni care pot să afirme din cauza că fac parte dintr-un cult, eu sau noi nu credem în ea, dar când citește Biblia, să fie mișcat și în sufletul lui să zică, mă, o fi, că așa spune Biblia. Deci, până la urmă, noi nu știm să spunem cine e mântuit și cine nu, dar învățătura despre iad este strict legată de Evanghelie și de mântuirea noastră. Strict legată. De aceea este o învățătură esențială, fundamentală, nu e una secundară, nu ține de domeniul încredințărilor sau de părerile îndoielnice, cum spune Pavel în Roman 14, dacă vrei să mănânci sau să nu mănânci sau ce zici tu. Învățătura despre iad face parte din Evanghelie. Evanghelia începe cu iadul, cu pedeapsa lui Dumnezeu. De aceea nu o putem negocia sub nicio formă. Sub nicio formă. Mai trebuie să se teamă credinciosul de iad? Evident că nu. Nu mai trebuie să ne temem de iad, dragii mei, pentru că promisiunile lui Hristos sunt clare. Cine a trecut din viață la moarte, pe pământul acesta, din moarte spirituală la viață spirituală, nu mai vine la judecată, ci merge direct înaintea lui Dumnezeu. Sau judecata noastră, cum spune un alt text, este pentru răsplătire, nu pentru condamnare. Credincioșii nu mai trebuie să se teamă de iad. Dacă te temi de iad, analizează-ți credința. Sigur, sunt credincioși care încă sunt slabi în credință și se tem de iad. Și trist, iregretabil, ar trebui să-i ajutăm. Dar un credincios nu trebuie să se mai teamă de iad. Ar trebui să ne doară pentru cei care nu se pocăiesc și care vor merge în iad. Cu siguranță că da. Apostolul Pavel spune, mă doare atât de tare pentru rudele mele trupești, pentru evrei, încât aproape că îmi doresc să fiu eu însumi anatema pentru ei, dar nu se poate. Și până la urmă, nici nu-i corect. Mă doare pentru ei și pe noi trebuie să ne doară. Însă, durerea e doar aici și acum, pe pământul nostru. Pentru că ajungem la ultima întrebare, nimeni nu poate fi responsabil de faptul că un altul a ajuns în iad. Nimeni nu va fi tras la răspundere în dreptul altuia care a ajuns în iad. Fiecare responsabil în dreptul lui. Ne doare pentru copiii noștri, pentru părinții noștri, pentru cei dragi ai noștri. Ne doare când îi vedem că se împotrivesc. Dar fiecare va fi responsabil pentru alegerea lui. Dumnezeu nu va trage la răspundere pe nimeni în locul altuia. De aceea credincioșii care vor ajunge în rai nu vor suferi de faptul că alții au mers în iad. Nu va mai exista suferința în rai. Responsabilitatea este personală, individuală. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Când vorbim cu oamenii despre Evanghelie, să știm să le spunem despre iad. Chiar dacă e incomod, chiar dacă e neplăcut, e cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii trebuie să se pocăiască pentru că altfel
iadul este o realitate sigură și eternă pentru toți necredincioșii. Hristos a coborât ca să ne scape de iad. Da? Și a suferit chinuri atât de mari încât le putem asemăna cu chinurile eterne ale iadului. Când înțelegem realitatea despre iad, dragii mei, atenție, abia atunci pricepem cât de mare e dragostea lui Dumnezeu. Dacă n-ai înțeles realitatea iadului și n-ai crezut-o, tu nu vei pricepe niciodată imensitatea dragostei lui Dumnezeu. Nu avem cum să înțelegem. Cele două sunt într-o relație de interdependență. Sunt invers proporționale. Cu cât pricep cât de grav e iadul și de serios, cu atât înțelegi cât de mare e dragostea lui Dumnezeu față de noi. El a venit să ne scape de iad. Și se cade să-i fim mulțumitori toată viața noastră. Se cade să mijlocim pentru cei dragi ai noștri. Se cade să propovădim Evanghelia pentru ca oamenii să fie salvați. Noi suntem salvați, suntem mântuiți prin Hristos. Toată slava să fie a Lui în vecii vecilor. Amin.